Iată, ne-a ajuns la ultimul concert din turneul Voltaj X Tour, cel mai mare concert Voltaj de anul acesta la Sala Polivalentă. Hai să vedem cum stau lucrurile momentan, înainte de marele concert. Ai zis? Și? E mai bine? Hello! Hai să mai dăm un dat! Suntem aici cu Smiley în backstage. Tocmai a terminat probele de sunet. Cum este să cânti cu Voltaj? E o experiență interesantă. Mișto. E o invitație care a fost binevenită și bine primită. Cum crezi că o să reacționeze fanii când o să te vadă acolo? Habar n-am, nu știu. N-am fost niciodată la un concert. Adică n-am fost invitat la un concert Voltaj. Am văzut multe concerte Voltaj. Și sunt curios cum o să reacționeze la ce o să cântăm. Eu zic că o să fie bine. Și vorbim după concert. Stă la două fără un sfert. Încă se mai pregătesc lucrurile aici pentru ca totul să fie foarte bine pus la punct. Se mai aranjează scena, se fac toate probele cu lasere, cu lumini, cu probele de sunet, astfel încât să fie totul excelent pus la punct la ora începerii concertului. Anunța fi o seară de neuitat pentru toți fanii Voltaj și inclusiv pentru băieții din trupă care se bucură de un concert altfel decât sunt obișnuiți. Iată aici și gașca de la Voltaj Academy! Salut! Hey! Ce faceți? Salut! Salut! Mamă, cât entuziasm pe voi, nicio treabă! Fetele fac parte din corul care va cânta pe piesa Lumea mea, evident, alături de trupa Voltaj, direct pe scenă. Totul este gata acum, sunt toate puse la punct. Au început oamenii deja să intre și în sală. Ne pregătim de show, au mai rămas vreo 40 de minute până începe toată nebunia, până la ora 8. În deschidere vor cânta cei de la Voltaj Academy, așa cum au obișnuit în tot acest turneu. Iar ulterior îi vom vedea pe scenă și pe Voltaj cu show-ul pe care l-au pregătit special pentru această seară. Ne vom întâlni cu copiii care au beneficiat de locurile VIP din această sală la concertul Voltaj. Noi am preferat să nu scoatem la vânzare aceste locuri, care sunt cele mai bune din sală, și să le facem o bucurie celor care nu și-ar fi permis un bilet la acest concert. Și pe lângă asta au avut acces backstage, o întâlnire cu noi și le facem cadou și un CD cu autografe. Și acum o să-i și cunoaștem. Hai, colegi! Bună seara! Bine ați venit la concert! Ne bucurăm să vă cunoaștem! Am preferat să vă avem pe voi VIP-uri în seara asta și vrem să vă tratăm ca pe niște VIP-uri. Mulțumim! O să aveți din partea noastră și un cadou, ultimul nostru album X. Veți avea ca amintire și niște ecusoane VIP cu care puteți să vă plimbați să mai veniți o dată în backstage dacă vreți. Și vă urăm vizionare plăcută și sperăm noi să vă placă ce o să vă cântăm. Câteva minute va începe show-ul. 3, 2, 1, 2, 1 și Voltaj Academy! Bravo, cu capa, tata! Ce mai tare! Bravo, Ștefan! Bravo! Bravo! Mulțumim, mulțumim! Hai, hai, toată brigada! Brigada veselă! Drum hagul mai încolo, să sunteți și la... Să sun, să zici, sună, te rog, și zi, bă, orice, că nu mai sunăm-o pe mine și vezi unde e. Că Smiley e aici, Ruby e aici, Corin e aici. Deci doar el lipsește. Gata, suntem pregătiți să înceapă show-ul.
E ultimul spectacol din X-Tour 2016. Sper să iasă bine. Cum să nu iasă bine? O să iasă minunat, sunt convins. Au luat look-ul de rocker, pentru că urmează o parte mai în forță. Wow, Dora, a fost nemaipomenit, a plăcut. Wow, mi-a plăcut și mie. Cum s-a părut publicul? Măi, ce să spun, de la nota 10 în sus. Nota 20, nu? Ca la Voltaire. 20, ca la 20 de ani. A fost o senzație unică. Știi cum e? E unic de fiecare dată, dar seara asta e publicul altei trupe, o trupă atât de iubită în România și alături de care m-am simțit minunat, chiar minunat, 100% pe scenă. La următoarele concerte din Central îl mai luați pe Călin să mai cântați piesa? Tare mic, o să fie foarte ocupat. Bun, mulțumim frumos! Mult succes și sper să vă placă piesa. Runde de poca! Adi, ești bine? Bei niște apă. Acum sunt bine. Beau niște apă Borsec. Mulțumim pentru apă. Vreau și eu o poză cu voi toți. Hai, așa. Yay! Yay! Și acesta a fost Voltaj X-Tour Vlog 2016. Na 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 na